Quick-Pierul să o iau acolo prin scară, astfel încât să vină în spatele adversarilor de pe Xbox, la Galdobară pe Xelo. Am un jucător care este în lung de asemenea și ține într-acolo. Iată cum Naunix îl dă pe spate pe semințele, alimină pe adversarul său, Blitz și el pe Chunky. 3 jucători în viață versus 3, fiecare de la cealaltă echipă. BTN acolo aproape Hecia, totuși Naunix este cel care face treabă. Naunix cu quadul, Naunix un vor triple. Să aibă și acele utilități pe cât se poate posibil incendiară și Naunix stă în molly. S-a aruncat acolo smoke-ul în spate de către Quick-Pierul său și mai degrabă eu comentez acum fără căști, de asta n-am auzit. Bage acolo White în mid, Blitz vine cu intrarea și iată că este terminat primul jucător de la cei de la Infinity, mai degrabă al doilea, a picat și Zeus, cred că, da, acolo la colțul de la lung, se intră Ferrari, este eliminat semințe, iar acolo în mid rămâne Xelo, a fost găsit oare de către Chunky, se pare că Dragonlord-ul ăla trage singur, Chunky este eliminat, dar iată că este căutat de către Naunix, Naunix aici la vânătoare, îl vede pe adversarul său și este scorul de 4. La boost, Blitz este practic boostat acum, vede la colțul de la short, dar nu poate să fie, nu poate să-l vadă pe Raga, pentru că el s-a poziționat un pic mai înspre catwalk decât să fie în short în sine. Intră acolo în BTN în mid, dar Zeus îl elimină, iată cât de repede pic acum cită la Nexus în această rundă cu numărul 6 și parcă Infinite joacă altcumva când acea posibilitate de proverb, toate echipele se opresc la 5. Apare Chunky, face picul, se iarăși trage impecabil, 10k boți și cu intrarea aceea pe care a făcut-o în ronda cu numărul 3 în site-ul B, a fost un efectiv un Ferrari pic, Raga cu AVP-ul ratează cel flick și atât de Barak Xelo, upper pe upper s-au eliminat, au încercat bomba e picată în lower Nexus, trebuie să facă fragurile sau mai degrabă să XS-o ia prin tunel către site-ul B și rămâne singur, Xelo este eliminat către semințe. Fostul cu Pierre al lui Xelo se ocupă de acesta, merge acum în tunel, SXN, nu merge nimeni aparent efectiv către site-ul B, iar mai degrabă cei de la Infinite se gândesc că se plantează în A. Nu va fi bine asta pentru timpul pe care l-au la dispoziție, mă scuzați, se aruncă molotovul și în continuare cei de la Infinite cred că se joacă pe A, dar B-ul a fost luat de către SX, acolo s-a plantat, Zeus nu poate să-și dea seama momentan și dacă n-au defuse kit nu prea poți să facă retake-ul, oricum va fi greu pentru că deja a trecut acolo, a trecut timp jumătate din timpul alocat. Iată-l pe semințe încercând să meargă acolo către trebuie primul la înaintare, pentru că are rifle cu Quick-Pierul său cu M4, este în ascunzătoare SX, Zeus merge acolo la pastilă, încearcă defuse-ul jucătorul acela de la Nexus, nu știu dacă mai are timp acum Zeus pentru dezamorsare și voiam să spun că jucătorul de la Infinity merge pe defuse. Explodează bomba, runda lui SX și apare doar atât, e puțin, a făcut și Ace Blitz, am înțeles. Da, din păcate, în momentul în care este, nu este camera pe jucător, e mai greu să-ți dai seama. Nu m-am uitat acolo la numărul de fraguri totale ale lui Blitz din acea rundă. Intră către B, se pare că cei de la Nexus și nu este o diversiune pentru că BTN este cu bomba acolo în tunel. Încearcă flick shot-ul, jucătorul Dimi Draga este eliminat de către SX. Un jucător este în B pentru plant. Intră Chunky reîncărcând! Nu mă așteptam la asta! Xelo l-a eliminat cu acel AVP și acum așteaptă pe semințe cu Deagle-ul. E foarte fain Deagle-ul ăsta, nu? Staros cred că îi place lui Cox. Este Cox, intră acolo, Xelo încheie acolo cu al doilea frag, 8-0 pentru Nexus. De la Nexus așteaptă intri fragul pe pușurile Infinite. Se numerește acolo un hatch a primit Draga, al doilea wallbang încercat, BTN este eliminat. Acel wallbang hatch a fost suficient cât să-l sece până pe la 20 HP, astfel încât orice body shot ulterior să fie cu succes. Chunky încearcă aceeași fază, SXE pus la pământ în porțile din Nuxiao și bomba cei de la Infinite. Acum trebuie să aibă grijă Nexus la spatele lor, mai ales Blitz, îl are pe Xelo care s-a dus după bombă. A părăsit zona lungului Chunky, a cules totuși roadele muncii sale, a luat de pe jos un AK-47, Blitz player în lower, semințe observat, eliminat, încă un jucător în poartă. Cel mai periculos acum este Chunky cu HP-ul său, văzându-l pe acesta, deja aveam impresia că Zeus poate să facă eliminarea, Blitz încearcă acolo wallbang-ul, traiectoria este bună, se aruncă molotovul sus, tunel face picul destul de curând, vine acolo Raga, Blitz trage de câteva ori, l-a atins pe Raga până la 57, dar nu cred că va fi la fel de atent ulterior, se pare că Raga este, îl doboară pe Blitz, Zeus pe Xelo, prima rundă, vine... La un exchange intrare agresivă, White este eliminat. Nexus joacă foarte, foarte încet. Vor să se joace aici cu mintea celor de la Infinite, dar
Infinite au, le-au găsit acolo, au scos niște clutch-uri colective de destule ori până acum, mai ales acolo în site-ul la Blitz-ul de bară acum. Pe Raga, fragul se întâmplă la mașină, vine molotovul pentru elevator, BTN cu Blitz, încearcă double pick-ul curând, ei sunt ultimii doi rămași în viață, pentru că Pixelo este pus la pământ, cred că în catwalk s-a întâmplat asta, da, așa este, este Zeus călăuz, să o vine semințe acolo, trage dinspre CT către BTN, eliminat, Blitz este ultimul, este 1 vs 3, acum jucător din spate, Zeus este eliminat, Blitz se cala 41, dacă prinde aici un tap pe playerul din CT, poate să facă treabă, îl dobară pe pierde runda la timp infinit. Eram aici pe fază continuare cu meciul cu ce făcea Blitz, da, na, îmi pare rău. Dacă n-ați apucat să vedeți, Blitz a pierdut la timp runda. Mă gândeam că ați râs atât de tare pentru că Blitz a rămas fără timp, dar mi s-a părut, măi, chiar atâta bully să îi se facă lui Blitz că a rămas fără timp, totuși poate omul nu era neapărat atent acolo. Prea mult a râs lumea și apoi m-am gândit, băi, ceva nu e în regulă. Îmi pare rău, băi, îmi pare rău. Și eu și producția, dar din păcate s-au intercalat două hotkey-uri aparent de la replay. La Onyx cu două fraguri aici, patru fraguri pe total, 9 la 2 scorul. Să loc polarul, așteaptă cross-ul, îl prinde pe White în săritură, încercând să dodgiuiască glonțul care ar fi venit în mod normal jos. BTN trece prin acel money, se bazează pe care să cu pier că va arunca smog-ul care anulează efectul flăcărilor. Semințe este cu AVP-ul în B. Dacă ținea pe cu AVP-ul, B-ul pentru coechipierii săi de la Nexus, foștii coechipieri, acum câteva luni, acum este pentru cei de la echipa Infinite de data aceasta. Și iată cum ține eroic, două fraguri, are un molotov pe el, îl doboară și pe SX-e. Extraordinar, semințe! Două fraguri până la urmă, cred că a fost doar un tag primat, așa este. Apoi a finalizat fragul cu SP-ul pe celălalt jucător. A fost acolo ajutat într-o măsură. La retake este Raga, 1 versus 2, foarte bine semințe. Este prins totuși racătă de către la Onyx, agresivă. Iată-l pe Raga cu două fraguri cu pe 250-ul. Zeus l-a dobărât și el pe un player de la Nexus. Totuși putem să vorbim despre fragul Excelo. Chunk eliminat, totuși Zeus cu Raga încheie acolo. Raga și este pic. Cei de la echipa Nexus cred că vor intra acolo în poartă, într-adevăr așa și este. Raga l-a dobărât pe la Onyx, a ținut acolo primul pic al unui jucător de la Nexus. Raga l-a scos și pe SX. Iată Infinite cât de în spate stau pe pozițiile lor. Raga a tras acolo după B, încearcă prefire-ul, capitanul celor de la Nexus. Nu se așteaptă la Zeus, Zeus un pic cu emoție acolo, dar totuși securizează fragul pe capitanul echipei adverse. 30 de secunde, ține cross-ul Zeus, vine și îl scoate pe Xelo. Era pregătit jucătorul celor de la Nexus. Blitz este ultimul, se bagă peste Zeus, are momentul de față al cel mai bun play de la Blitz. Între Blitz și semințe și ar fi venit jucătorul acela din CT, se aruncă flash-ul acolo, trage de timp, Chunky este în lung și îl scoate pe Blitz, conectează cele două runde cei de la echipa Infinite pentru unul. Foarte grupați în momentul de față, jucătorii de la Infinite, Raga îl scoate de acolo pe BTN. Se minte ține, vede umbra sau nu? Umbra l-a trădat pe Blitz, eliminat jucătorul de la Nexus, astfel încât 3 să rămână de la Nexus Gaming. E ultimul CX acolo care apără B-ul, se minte foarte bine, îl scoate și pe CX. Se locuri fragul, 2 versus 3, încearcă, dar iată ca un jucător care a rămas acolo în mid, în acea fundătură, este White. White nu e verificat de către Xelo, încearcă asta, îl vede acolo în margine, face un frag extrem de important, picul de la Chunky a venit, dar nu mai poate să se bată ulterior, întrucât i s-a văzut și lui umbra acolo sau cel puțin a apucat să-l observe Xelo, chiar să-i vadă corpul. Chunky este acolo în lângă cutia de la triplă, de la, mai bine spus, de la Plat, de la pastilă. Raga se chinuie cu P200. Salut cu acest scout, să vedem dacă reacționează. Zeus a fost secat, Xelo foarte agresiv acolo în mid. Zeus vine cu prefire-ul, agățat Xelo, eliminat. Totuși vin cu fragurile cei de la Nexus. La Onyx, față în față cu Zeus. S-a folosit de acele MP9 pentru a dobără nu doar pe el, ci și pe Raga. Mai sunt player în top mid. O nouă șansă pentru La Onyx să facă un nou frag. La Onyx se întoarce. Prea mulți jucători din prea multe direcții cu echipierul sau din short. Nu l-a ajutat, dar BTN și cu SX. Este harta secundă care se va juca. Este picul echipei Infinite. Nexus, pardon, deși are un scope pe acel AUG, eliminat acum cu head de către semințe, l-a aruncat foarte departe, foarte bună venire a lui Raga, dar nu rezistă prea mult față în față cu Blitz. Blitz un frag scos, trage acolo din partea superioară către Xelo, de asemenea Chunky Wallbang, foarte bine încercat.
Chunky face picul, Blitz este la 73 HP, eliminat jucătorul de la Nexus 2 versus 2, rămân pentru retake-ul acesta. Trebuie să nu joace agresiv aici Infinity dacă vor să ia run. Da, flick shot-ul, vine Wallback de la Xelo, CXL doboară pe White, au încercat acolo dublajul lui Infinity, a încercat White să intre pe luptă cu... Caută Ragan Miceva. Mai degrabă a spus încetet, nu vine încă smoke-ul. Xelo a scos acolo pe Zeus, încearcă Blitz să intre astfel încât să-l apere pe copierul său, care reîncarcă AVP-ul. Două fraguri pentru Nexus deja. Trebuie să vină un clutch de 3 versus 5 de la cei de la Infinite. Și aici vorbesc de un clutch de echipă. BTN se cala 75, Chunky agresiv acolo. BTN se cala 4, un hey era bun, dar n-am spus, nu au utilități cei de la Infinite. Semințe cu White, curăță momentan aul. Semințe doboară pe Launix acolo în top mid. Vine Xelo după el, foarte bine acum. Semințe jucat de către el la nivel individual. 3 fraguri, semințe, Xelo sub el, semințe scos de către Xelo, 1 versus 2. Timp trecut deja sfert. Pentru ficul lui Xelo, mersi frumos Daniel, mersi frumos chita Daniel pentru donație. BTN repick, dar Zeus până la urmă reușește să controleze destul de bine acolo. Un jucător în site, este vorba de Launix. Zeus deschide în site-ul B, nu se va uita în stânga unde CXL elimină, dar acum trebuie să se rotească toată echipa Nexus către site-ul A, unde Infinite pot fără probleme prea mari să ia site-ul sub control. Se aruncă flash-ul acolo, Launix l-a luat, asemenea și Xelo, amândoi pică. Iată cât de mult a contat acel flash. 1 versus 4 a fost CXE, primul frag este făcut, Raga eliminat, trece în stânga, White CXE, un triple kill-ul, acel, doamne, triple kill, nu mai știu să vorbesc, nu aștepta la... Când au fost pe partea de CT împotriva Nexus, care modelau așa cum doreau ei apărarea adversă. Excel dobară pe Raga, vine trade-ul, a picat și un jucător direct la Nexus, BTN, capitanul echipei Nexus de altfel, eliminat de către Raga înainte, se pune presiune, s-a speriat puțin CX, cred că vine acolo în spate, la flank la Onyx, îl vede semințe. Iată cât de atent a fost semințe, trage Chunky după Blitz, rămânând doar 2 jucători, Nexus Gaming foarte a încercat să flancheze White, știu că sunt de CT adversarii, Zeus îl vede târziu pe CX, vine acolo agresiv lângă, face drop-ul și White și cred că el va încheia aici, într-adevăr, dar Xelo a tras 2 oameni după el. Și prin smokes este Blitz ca la 20, Launix așteaptă să urce cineva la Xbox, dar se pare că nu se întâmplă acest lucru, Chunky este eliminat. La 58, în continuare, totuși se trage. Raga pușează, i-aruncă flash-ul cu IP-ul lui său. Asta are tras în colț, se încearcă să țină cât se poate de bine. Vede pe primul jucător, este în colț, e prins, eliminat de asemenea în paralel la Onyx. Blitz vine cu refragul, 3 versus 3, se duce situația. Recuperează acolo grenade Blitz, chiar și AWP-ul. Se duce în tunel, PTN trebuie să se mobilizeze bine aici, Nexus de cealaltă parte, Infinite, foarte bună intrarea, țin de asemenea la fel de bine, BTN eliminat. 22 de fraguri, Rag are 21. De către coicpierul său Raga, este momentan totuși coborât la Xbox, se trage BTN, nimerește un headshot de asemenea pe Raga, la două pe semințe, se retrage acolo. Un pic cam agresiv să coboare acolo în CT, cât White la Infinite ar putea de asemenea să urce acolo, Xelo dobară pe Raga, BTN l-a scos pe White, capitan pe capitan, l-a eliminat, Chunky încearcă treabă, dar BTN din nou lovește, triple-ul pentru B, abia acum Zeus vine cu refragul, Zeus ultima șansă pentru Infinite, dar Launix încheie faza și este 16 la 11 pentru cei de la Nexus. Echipa Nexus, Xelo dobară pe ei și primul jucător, Raga este scos din joc, întorc meciul Infinite asupra site-ului ea, nu mai văd pe nimeni în second mid, a plecat de pe direcție jucătorul Xelo, era, ba da, era în second mid, mă scuzați, credeam că a plecat acolo în apartamente, de fapt era doi pe urmele celor de la Infinite, este Blitz alături de coicpierul său. Acum la vânătoare, Blitz prinde bomba, ar putea să fie un frag mai bun pentru ei, totuși Infinite merg în continuare, că trebuia, au făcut suficient, trebuia să totuși echipa Nexus să aibă un jucător care să fie acum la ruine deja, dar l-au boostat mai degrabă pe unul dintre ei, Zeus! Și cu Chunky trag, se pare că la unison și fac fragurile acelea. Era poate mai bine ca Nexus să joace agresiv foarte bine. Programul Moments Chunky pentru PC este un program care te ajută să salvezi fazele din Counter-Strike. Acum așa, da, șușonii lui Werty, subscribe. Că acolo un head de asemenea. În capătul bananei, Blitz deschide cu deagle-ul, Chunky era full, eliminat cu un simplu headshot. Asta înseamnă, asta e... Dobară Raga pe Xelo.
Vine flash-ul acolo. Se l-au picat la zona de library. BTN se ocupă de Raga. White cu semințe sunt ultimii doi în viață. Aruncă Heul acolo, dar se expune momentan. Semințe se cad la 7. Foarte ușor de eliminat, dar ține Lau, care era în colț. Foarte greu pentru semințe acum. E atacat din toate direcțiile, dar iată la Onyx mai agresiv decât trebuia. Atât a fost. Trebuie să joace neapărat pe pistoale pentru a avea economie în runda următoare cu numărul 5. Xelo cu aceste M4 trage acolo, trage în smoke. Două fraguri pentru Xelo. La Onyx l-a scos pe Zeuț. La Onyx și el cu double kill. Double cu double. La Onyx cu Xelo împreună. Una astfel încât să fie 5 per total cu plasate. Blitz să-l doboară pe White și iată cum băieții de la echipa Infinite încep cum să se... Selo-ul ascuns pe semințe, 3 rămân în viață. Îl bate Zeuț pe Launix, 3 vs 4, Raga și el pe BTN, Raga cu un double, foarte bine jucate către Raga acolo. Xe este acolo venit, l-a observat, cred că i-a văzut acolo marginea corpului, vine flash-ul, coordonare foarte bună de la jucătorii celor de la Infinite acum și se poate dupla un 3-2, v-am spus că se poate întoarce aceasta de către cei de la echipa Infinite, deja abia acum înaintează, n-au vrut să se bage din prima, au vrut să dea dodge acelor... grenade care ar veni eventual de la Nexus. Nu aruncă momentan flash-ul. Acum aruncă flash-ul astfel încât să intre în două direcții, uitându-se Infinite, că SX eliminat, n-a apucat să se întoarcă, sau și dacă s-a întors, era cu spatele. Xel l-a scos pe semințe și încearcă să apere, dar iată switch-ul. Molotov acolo de la semințe, Blitz este la 97, intră puțin în acel Molotov, da, prins acolo, era și flashuit, chiar dacă intra nu era cu intenția lui de acesta. Și văd că rezistă Nexus Gaming momentan. Zeus cu AK-47 este mid. La Onyx este pe cuțit, cred că era. SX foarte low. Zeus poate să încheie aici cu un nou exit frag. SX nu îi trece Zeus prin față. SX poate să-l scoată. Avea acolo pașii care îl... dădeau de gol pe jucătorul celor de la Infinite, dar iată. Molotov, White din nou acolo pentru capătul de la banană. White dobar pe SX, intră pe luptă Blitz, face refragul instant. Eul de asemenea la Onyx. Iată cum Infinite stacnează momentan. A așteptat să vină flash-urile. Xelo, nou scop pe semințe. Trade-urile unul după celălalt. Autodirectorul este în numele tatălui și al fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu se înțelege absolut nimic din runda aceasta, din păcate, din datorită autodirectorului și... nu știu, nu, din păcate chiar nu s-a înțeles nimic din runda aceea, numai că s-au făcut trade-uri unul după celălalt. Zeuț încheie acolo cu fracul. Îl bate Raga pe Xelo. Se face trade-ul după aceea. Flash-ul pe deasupra, Blitz se bagă, White este total orbit. Iată cum face și Launix un frag în paralel. Ia acolo acela pe care l-a scos acolo în apartamente și intră infinit în zona arcade, unde BTN este pus la pământ. Au un AVP și au un AK-47 la dispoziție. Pușează Raga, Raga poate să fie observat, n-a făcut trigger discipline, SX a tras și totuși l-a secat pe adversar până la 21-100 aproximativ. Iar adversarii lor l-au chiar pe Raga cu AVP-ul, totuși nu o poziție prea bună, foarte bine Chunky. Blitz eliminat acolo, ieșind din smoke, l-a văzut la milisecundă pe adversar. Și să vedem ce face Lau acum fiind în nisip, să vedem dacă aruncă molotovul, Raga s-ar putea să moară acolo, să vedem cât de repede se mișcă din acea locație. 8HP este eliminat la Onyx, nu îl vede stânga pe Chunky, reacționează, încearcă controlul, să vedem dacă merge pe Diffuse, nu are Diffuse kit-ul la dispoziție, este fake-ul pe care îl face, dar nu cred că mai speră la câștigarea rundei, n-a apucat nici să ia AVP-ul, fuge către site-ul B și se ia runda aici de către cei de la echipa Infinite, va fi 7-3 scorul și vedem aici. Iată începutul de rundă cu numărul 11 aici, cu acele grenade care vin de banană, exact ce v-am spus. Infinite se grăbesc puțin să meargă într-acolo și sunt loviți de heurile și incendiarele celor de la Nexus Gaming. Cu toate acestea, BTN este eliminat, vine pop flash-ul de la Blitz, l-a luat SX, s-a retras totuși, i-a făcut mai mult un serviciu Blitz lui SX prin faptul că a dat acel flash. Pa Infinite, mai un pic, mai lasă un pic ritmul mai jos, Blitz îl dobară pe Raga.
Mamă, ce le place la ăștia de aici să folosească sirenele. Vine molotovul. Polițiștii de pe stradă, la ei mă refer. Scuzați-mă dacă se aud sirene de poliție pe fundal. Laonix îl dobară pe semințe. Xelo și el pe Chunky. Laonix se ocupă și de cel de la pit. Să arătați părinților voștri cum că alți părinți susțin și susțin copiii în gaming și așa mai departe. Poate vreți să vă uitați cu părinții voștri la acel interviu în eSports. Poate sunteți interesați. Smoke-ul este aruncat aici de către Chunky. Cei de la echipa Infinity momentan l-au pierdut doar pe White, dar BTN este și el scos. În paralel, două fraguri. Oh, autodirector, te rog eu mult de tot. Nu știu de ce, nu știu de ce nu arată fazele frumoase, nu știu. Era o perioadă când autodirectorul ISEA mergea mai bine, ba, ăla de la Facey mergea mai bine, niciunul să nu meargă. Se pe urmele sale, joacă doi pe aceeași poziție. Raga, dacă iese primul CX, nu se va aștepta la blitz, iată că primul e liberat, dar prinde linia, Raga! Și CX, da, a luat AVP-ul pentru că era low HP, dar ulterior a mers... Înapoi, Xelo. Xelo, flick shot acolo, dobară pe Zeuț. Acel molotov venind de la cei de la Infinite, se aruncă flash-ul, Blitz trece de partea cealaltă, iată cum i-a păcălit pe cei de la Infinite, că este la Yo-Yo, schimbă din nou, e la Yo-Yo acum din nou, s-a dus la pilon stânga lângă Dark, Blitz îl joacă pe Dejde deși pe semințe, n-a știut semințe. Butoaie de pe capăt, vine flash-ul de asemenea. Laonix înaintează, este cu AK-47 de mână, Zeuț. A tras după el, l-a adus la 5-16, foarte ghinurist acolo Zeus, sincer, cu paguba pe care a dat-o, mai avea nevoie de foarte puțin, triturile fac astfel încât să fie situația de 3 vs 3, Xelo se uită acolo la jump-ul adversarilor, se joacă de mid, dar se baza mai mult pe BTN că îi va ține spatele, totuși capitanul Nexus venea cu greu acolo după Colt și Chunky deja făcuse jump-ul, hell lângă BTN, la 25 se cut, vine Blitz cu AWP-ul din nou, inside Chunky aruncă un smoke, Blitz vrea să se asigure că nu va fi acolo, nu va fi prins de adversar și acum face el picul, astfel încât Chunky, ținând jos către bombă, la pic, nu se așteaptă să vină un jucător în partea cross superior. Library, astfel încât să treacă în siguranță cu echipierii săi, dar a avansat către site Zeus, se bate Xelo cu semințe, BTN îl scoate pe Zeus, care nu avea armură mare, desigur, nu are de unde și a fost eliminat cu un simplu headshot în apropiere cu glocul acela, astfel încât cei de la Nexus să se apere. Acum Laonix la flank, nu se așteaptă cei de la echipa Infinite să fie cineva acolo, Lau! Un număr de 2 eliminări, Chunky cu White eliminat, trage Xelo cu greu pe 250-ul, mai mult devine un spray acesta. Cadrul 3 România. Xelo! Lovește acolo în mare stil! Trimite acolo cu efect glonzul către Raga, a eliminat jucătorul de la Infinite care a făcut picul, i-avea scout-ul în mână chiar. Un simplu glonț, mai mult n-a fost nevoie. Cearcă semințe aici cu Deagle-ul să reziste, Blitz este eliminat, vine la Onyx ulterior din apartamente, mai este un jucător direct. Blitz înaintează playerii de la echipa Nexus, foarte bun double-ul lui White. Iată, solo army în momentul de față. Ca probabil să iasă când au de pași. În continuare, un jucător la ghiveci, un jucător pe patio de la echipa Infinite și pot să ia această rundă de pistoale. Rămân 4 vs 2, două arme sunt recuperate, acum trage Raga după playerul din mid, vine White agresiv acum, îl agață pe CXL, dobară chiar Chunky pe Xelo și aici... Și asta CXL alături de Xelo. În mid, Raga deja dobară primul jucător, face ripicul Xelo. Wallbang a tras prin colțul acelui zid. Laonix vine spatele lui semințe, n-are nici... ce bine îl simte Laonix pe semințe. Acolo pe capăt, l-a adormecat bine, rămân 2 vs 3 acum Xelo cu BTN. Face capitanul său plantul, molotovul, a venit de library în adâncime și trage acolo către Chunky. Este un gap la acel smoke. Gap suficient cât să vadă. Raga se aruncă încă un smoke de library, reîmprospătat de data asta probabil fără gap. Gap este de pe stânga, îl vede pe Xelo White, s-a folosit și el acolo de momentumul pe care l-avea. Și este în câmp deschis BTN, flash-ul a fost aruncat tot de către White dacă nu mă înșel. Și este scorul Regali, de 9 la pardon, Raga, zic că la 22 am vorbit de Regali și am rămas fixat acolo pe Regali. Bine, nici de la Raga până la Regali nu este drum foarte, foarte lung. Vrei să-l doboară pe White și fac trade-ul Nexus Gaming acum, dar atenție cât de low sunt. Să-i turbe este Chunky alături de Zeus. Înaintează să X-e incendiara de cross vine, sunt blocați, mai au un smoke, dar vor să-l păstreze post-plant probabil. Să X-a l-a scos pe Zeus, iată că merită, moare și găină dacă este să fie. Chunky cu aceste în 4 îl seacă pe B până la 1 HP, dar iată cum rezistă eroic acolo.
Păi mereu e lumea implicată aici. Economice. Nexus Gaming învăluie asupra site-ului A2 jucători care vin din library. Este SSX care se bagă în față, dar Zeus a tras simultan cu coipierul său sau cu picul coipierului său. Raga a interceptat de către BTN. Foarte bine joacă B. Chunky are un cuvânt de spus acolo. 2 versus 3. Chunky l-a spus... Și am ținut să menționez că are un MP9 white pentru că este foarte greu cu acest MP9 să facă treabă, dar apare Excel ratează flick shot-ul, white-ul elimine, poate să recupereze polarul, totuși cred că tot pe acel MP9 s-ar putea să joace, s-ar putea, nu neapărat, depinde de ce alege și ce simte pe moment. Capitanul echipei Infinite, white este eliminat, Blitz joacă foarte agresiv acolo de sus de la balcon și egalează one-tap. Hai să vedem nota cu numărul 23, nu s-au întâlnit momentan jucătorii, 3 digale, un USP pe care, 2 USP-uri pe care le aveau cei de la Infinite, deja Zeus este eliminat. Îl doboară White pe Blitz, pe SX. Doamne, cum trage capitanul Infinite cu acel pistol. Mică la Raga. Se cala la 43 de pe la vreo 60 cât era. Încearcă Xelo să bată oameni. Două fraguri pentru Xelo. 2 versus 2 de la 2 versus 4 erau sau 5? În orice caz, da, 4 erau pe total Infinite. Mă așteptam acolo ca Nexus să nu poată să facă prea mult. Chunky încearcă să fure o armă sau un pistol. Are un deagle acum. Se mințe dobor pe BTN. Timpul e problema pentru Xelo. Trebuie să meargă să ia boba. Bine l-a plantat. A ales să facă acel pic. Vine din spate, din ruine, jucătorul advers și tot se mințe. Îl prinde pe adversar. 12 la 11. Raga sare odată, are AWP-ul lui Xelo. Mână, îi vede acolo capul lui B. Eliminat capitanul Nexus. O agresivitate. Mă aud rău, stăt așa să vedem. Da, băieți, mă aud un pic mai rău ca de obicei, pentru că este producția făcută online. Și eu, practic, vocea mea trece printr-un website și abia apoi ajunge în stream-ul făcut de la satul mare. Plantează aici la Onyx, Xelo și coipierul său, rămași doi în viață. Se aruncă smoke-ul acolo în adâncime. Raga flickshot pe Laur. Xelo se luptă. Totuși Raga, el este cel care încheie situația. Practic între site sau în fața site-ului, lângă graveyard, astfel încât să fie o junglă acolo. Poate voiau să acopere library-ul în totalitate, dar mai degrabă au vrut să poată să intre către site safe. La Onyx îl dobară pe Raga. Chunky cu două fraguri active este spădut de către CXC, iar cei de la Nexus curăță totul unul după celălalt. În explozia bombei, la Onyx rămâne în viață, desigur, a plecat departe ca să se asigure. Chunky se bagă acolo, mid, blitz. Așteaptă flash-ul de la capitanul său, mai degrabă să nu ia flash-ul de la adversari. Îl dobară pe Chunky, White vine cu refragul, să băgă pe în arcadă. Zeus este atent și este cel mai important să scoată pe Lau. Este urcat sus acolo la ghiveci și atenția a contat, dar iată cum Nexus ulterior intră pentru a lovi din nou. CX cu double kill-ul, Nexus rămân 3 în viață, Infinite în 2, acum doar în 1-ul. Raga este eliminat și ultimul în viață pentru a face ceva este semințe, dar e atât de greu. Cu acele picul, așteaptă, Raga are un gap acolo la smoke-ul acela, pare să-l prinde la fix acolo pe la Onyx în stânga, dar țeava lui se vede, îl dobară totuși pe adversar. Nu mai joacă agresiv, se dă în spate, flash de mid. Smoke-ul deja trec, se aud acolo și pașilor, heul pentru Pit, a luat flash jucătorul din site, cred că Zeus îl dobară pe primul, trage după următorul, dă-mă kill-ul pentru Zeus. Triple-ul chiar, White în paralel a bătut și el un om în mid. Foarte bine a jucat Zeus, un triple kill absolut formidabil pentru apărarea site-ului A. White l-a scos pe BTN, a continuat să tragă totuși ulterior, pentru că știu că playerii de la Nexus pot să vină agresivi după, să se bage către site, către, sau prin smoke mai bine spus. White continuă să țină, SX a fost pus la pământ și el, 4 versus 3. Loc Xelo, 58, dar are AWP-ul. Smoke-ul de CT este aruncat. Blitz este înspre site. Iată cât de înaintat era Blitz. S-a schimbat camera direct pe la acolo. Chunky a fost scos, asemenea și semințe. Raga face picul, player jos și apucă să-l scoată pe Xelo, dar Blitz e în viață. Bomba este la el, o poate planta. Atât el. Trage Lau după Zeus și este 16 la 15. Incendiară. Ce drag echipa Nexus trec prin ea, Blitz a fost eliminat de către White la boost. Coipierul său de jos s-a încăsat și el puțin, BTN îl boostase, cred că, într-adevăr așa și este. Trage acolo, Lau după Zeus. Reapără continuare AUL de la cei de la Infinite, sunt 2 cu 2 împărțiți. Xelo l-a scos pe Raga, autodirectorul tău ne ajută, totul ne ajută, pardon, să vedem cine știe ce. White scos de către B, iar
Semințe cu Chunky sunt ultimele două șanse. Totuși, poziția e bună a lui Chunky, a lui Semințe, mă scuzați, cu două fraguri făcute aici în pit. BTN în partea superioară, trage după el, rămâne fără prea multe gloanțe Semințe și este eliminat, dar Chunky rămâne 1 versus 1. Xelo venind și el din mid ulterior, rundă. Molotov la picioarele lui White, știe că trebuie să se lupte și ca să scoată cât poate mai mult, cât poate de mult din această rundă. Xelo se uită în spate le coipierilor săi înspre mid, acolo Zeus este eliminat. Cei de la echipa Infinity l-au pierdut și pe jucătorul acela care era în colțul drept sus, la un pas acolo de apă și în rai, de a câștiga meciul cu 2-0. Raga este taguit de către Xelo. Lex și a trămurit la 34 jucătorul de la echipa Nexus. Infinity eliminat jucătorul de la Nexus, iar Infinite l-au pe Raga la 34. Trebuie să se schimbe jumătățile, mulțumesc. Blitz l-a scos pe White, 4v4, egalitate numerică din nou. Launix prins de către Semințe, iar cu AWP-ul acolo se pare că intră către site-ul la Infinite și acolo au totul la dispoziție. Molotovul este aruncat pentru colțul de la Cabi și CX chiar pătrunde, îl prinde pe Raga. Foarte bun play-ul lui CX. Raga n-a avut timp să proceseze, n-a avut jucător la pit, trebuie să se arunce acolo incendiară dacă au la dispoziție Nexus, dar n-au nicio grenadă chiar. Flash-ul vine de la Infinite, vine BTN, se luptă cu cel de la pit, cu echipierul său este scos din joc. Nu cred că mai au timpul de defuse, cei de la echipa Nexus s-ar putea să da, pentru că Blitz acolo aruncă cu fulgere, no scope pe Semințe după ce l-a scos pe celălalt jucător de la cei de la Infinite. Cu toate acestea, bomba explodează. BTN duce jucătorii, nu mai lasă deloc lurker, nu mai lasă pe nimeni în spate. Xelo cu AWP-ul așteaptă picul adversarului, White este eliminat. Încep aici cu dreptul Nexus Gaming în această rundă. Numărul 5, probabil finală, să vedem dacă Infinite au ceva de spus. Sunt pe calea cea bună Infinite. Două runde până să forțeze o nouă serie de overtime. Zeus intră prin smoke, Chunky este înspre site. Două fraguri acolo în paralel de la Semințe și Chunky împreună iau site-ul la sub control. Sunt 3 în viață. Bomba avea $800 extra, era mult mai bine pentru ei. Este 18 la 17 și aici avem tot pânteți pe harta cu numărul 3. Iar acum Molotovul de către jucătorul din second mid. Deja Semințe este eliminat, se pare că Excel la 27 secat, playerii de pe CT s-au apărat momentan bine, vine execuția de la cei de la Infinite cu toți cei 4 jucători, pușează B-ul, foarte bună poziția lui Xelo, două fraguri pentru Xelo, trage după al treilea, Raga vine cu un fragul cu acela VP, dar foarte multe face playerul de la Nexus, care avea doar un M4 urcat acolo pe Sicrie. Launix vine la flank din spatele adversarilor, Zeus a rămas și la 1 HP, are acolo norocul, dar are nevoie de ajutorul coipierului său care este cu HP-ul cu mult mai sus, 97, 91, 77 pentru Raga, bate unul, încearcă să rezist. Este pe două direcții să joace, cel din site eliminat, dar se pare că nu și următorii trei erau în viață de la cei de la Nexus Gaming și se pare că este...